Un om de afaceri îi trimite un fax soției sale cu textul: Draga mea soție, o să înțelegi că acum, când tu ai 54 de ani, eu am anumite nevoi pe care tu nu mi le mai poți satisface. Sunt foarte fericită alături de tine. Te consider o soție minunată și, sincer, sper că nu te vei simți rănită sau jignită când vei afla că eu, în momentul în care tu primești acest fax, eu fac sex în hotelul cel mai tare din mijlocul Londrei cu Nicole, frumoasa mea secretară, care are 18 primăveri. Totuși, voi ajunge acasă înainte de miezul nopții. Atunci când ajunge tipul acasă, pe masa din sufragerie găsește un bilețel în care scria: Dragul meu soț, am primit faxul. Profit de această ocazie să îți reamintesc că și tu ai tot 54 de ani. În același timp, te anunț că atunci când vei citi acest mesaj, eu voi fi într-un mare hotel în mijlocul unei partide de sex nebun cu Johnny, profesorul meu de tenis, care, la fel ca și secretara ta, are tot 18 ani. Și acum, pe lângă faptul că ești un om de afaceri de succes, ești și licențiat în matematică. Vei înțelege cu ușurință faptul că, deși ne aflăm în aceleași împrejurări, există o mică mare diferență. 18 intră de mai multe ori în 54 decât 54 în 18. Deci nu mă aștepta în această seară. Mă voi întoarce mâine. Te sărută soția ta, singura care te înțelege cu adevărat. Un om de afaceri român într-o bancă elvețiană. Nu vă supărați, vreau să depun și eu niște bani în cont. Ce sumă doriți să depuneți? La care omul înșoaptă: 3 milioane de euro. Puteți vorbi cu voce tare. La noi sărăcia nu se consideră un defect. Patronul unei companii discută cu un tânăr care căuta de lucru. Firma noastră este obsedată de curățenie, zice patronul. V-ați șters picioarele pe covoraș înainte de a intra aici? O, da, bineînțeles. În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noștri sinceritate. Nu există niciun covoraș la intrare. Pe aceea stradă erau doi băcani, Ion și Vasile. Ion și-a pus un anunț în vitrină: avocado 20.000 kilogramul. O femeie intră în băcănie și cere niște avocado. Ion îi spune: O, îmi pare rău, doamnă, nu mai avem pe stoc. Vă rog să reveniți miercuri. Femeia decide să intre și la Vasile, dar un kilogram de avocado e 60.000 la el. Cel puțin le are pe stoc, gândește femeia. Ea îi spune: E puțin cam piperat prețul, nu credeți? Ion le vinde cu 20.000 kilogramul. Da, răspunde Vasile, și eu le vând cu 20.000 când nu am pe stoc. O bătrânică vindea covrigi în fața unei bănci cu 10 bani covrigul. Impresionat de femeia care își câștiga atât de greu existența, un banchier care lucra la bancă și o privea zilnic pe geam cum vindea covrigi, de câte ori mergea acasă, trecea pe lângă bătrânică și îi lăsa 10 bani, fără să ia niciun covrig. Așa făcea zilnic, până într-o zi când, trecând pe lângă teșgheaua bătrânei, i-a lăsat 10 bani ca de obicei, iar aceasta i-a spus: Domnule, știu că sunteți un client vechi, dar trebuie să vă spun că de astăzi am scumpit covrigii la 20 de bani. Un om de afaceri are un accident de mașină și vine polițistul să facă proces verbal. Afaceristul: Ce nenorocire! Mercedesul meu de 60.000 de dolari! Lasă, domnule Mercedesul! Nu vezi că ai sânge pe haine? Ce? Costumul meu Armani? Lasă, domnule, costumul! Bucură-te că ești viu! Nu vezi că îți lipsește o mână? A, nu! Nu, Rolex-ul meu!
Un începător merge la un banchier și îi cere sfatul. Cum să fac să dezvolt și eu o mică afacere? Banchierul se așează comod în scaunul său, își unește mâinile, micșorează ochii și îi spune cu o voce gravă: cumpără una mai mare și așteaptă! Fiul unui prosper om de afaceri își întreabă tatăl: tată, care este secretul succesului? Două cuvinte. Care sunt acelea? Decizii corecte. Și cum știi să iei decizii corecte? Un cuvânt. Care e ăla? Experiență. Și de unde ai experiență? Păi, două cuvinte. Și care sunt acelea, tată? Decizii greșite. Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizită neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului. Văzând că tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă: cu cât ești plătit tu pe lună? Cu 100 de euro, răspunde băiatul. Uite, eu îți dau 100 de euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici. Tânărul ia banii și pleacă. Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier și îl întreabă: de cât timp lucrează leneșul ăsta în firma mea? A, băiatul acela nu lucra aici. Venea doar să ne aducă pizza. Un tip și-a lichidat afacerile, și-a strâns toți banii într-un gentoi și s-a hotărât să se retragă pe o insulă de vis pentru tot restul vieții. Când deodată își aude vocea interioară șoptindu-i: ia toți banii și du-te la casino! Ia toți banii și du-te la casino! Șocat, minunându-se și crucindu-se, tipul își facă geanta și pleacă la casino. La intrare, vocea interioară îi spune: mergi la ruletă! Tipul se repede la ruletă și așteaptă. Vocea interioară îi șoptește: mizează totul pe 12! Zis și făcut. Bila se învârte și pică pe 33, la care vocea interioară: vai să-mi bag! M-am înșelat! Scuze! Trei vecini proprietari de restaurante s-au hotărât să-și facă reclamă. Acesta este cel mai bun restaurant din țară, scrise primul cu mândrie pe panoul de la intrare. Acesta este cel mai bun restaurant din oraș, scrise al doilea. Al treilea se tot gândi și scrise și el: acesta este cel mai bun restaurant de pe această stradă. Unui avocat îi este cerut sfatul de către un cămătar. Cum îmi pot primi cele 30 de milioane înapoi de la Ionescu dacă eu mi-am pierdut chitanța prin care dovedeam împrumutul? E simplu. Scrieți o scrisoare și spuneți-i să vă trimite odată cele 60 de milioane împrumutate. Bine, dar eu i-am împrumutat doar 30 de milioane. Tocmai asta vrem să obținem de la el. O dovadă scrisă că vă datorează doar 30 de milioane. Un proprietar de imobile deține 3 spații comerciale, unul lângă altul, pe care vrea să le închirieze. Primul chiriaș vine și închiriază spațiul din dreapta. Proprietarul zice: bun, și ce magazin aveți? Vând haine bărbătești. Perfect! În contul chiriei am să vă fac și un panou luminos de reclamă. Ce să fie scris pe el? Atât, haine bărbătești. Al doilea chiriaș vine și el și închiriază magazinul din partea stângă. Ce magazin aveți? Vând haine bărbătești.
Foarte bine. În contul chiriei am să vă fac și un panou luminos de reclamă. Ce să fie scris pe el? Atât. Haine bărbătești. Și în sfârșit, al treilea chiriaș vine și închiriază magazinul din mijloc. Dumneavoastră ce magazin aveți? Vând haine bărbătești. Foarte bine. În contul chiriei am să vă fac și un panou luminos de reclamă. Ce să fie scris pe el? Păi, ce să scrie? Intrare! Un agent imobiliar a terminat primul său contract când a descoperit că o parte a terenului vândut era sub apă. Clientul se va întoarce foarte furios, îi zice acesta patronului. Oare nu ar trebui să-i dau banii înapoi? Banii înapoi? Strigă șeful la el. Ce vânzător mai ești și tu? Du-te înapoi și vinde-i o casă plutitoare! Marketing pe înțelesul tuturor. Ești la un chef și vezi o fată frumoasă. Te duci la ea și îi spui: hei, sunt nemaipomenit la pat. Asta se numește marketing direct. Ești la un chef cu o mulțime de prieteni și vezi o fată frumoasă. Unul dintre prietenii tăi merge la ea și, arătându-te cu degetul, spune: el este nemaipomenit la pat. Asta se numește reclamă. Ești la un chef și vezi o fată frumoasă. Te duci la ea și îi ceri numărul de telefon. A doua zi o suni și îi spui: salut, știi, sunt nemaipomenit la pat. Asta se numește telemarketing. Ești la un chef și vezi o fată frumoasă. Te ridici, îți îndrepți cravata, te duci la ea și îi comanzi o băutură. La plecare îi deschizi ușa, îi duci tu geanta dacă este obosită, te oferi să o conduci acasă cu mașina și apoi spui: apropo, pe deasupra mai sunt și nemaipomenit la pat. Asta se numește relații publice. Ești la un chef și vezi o fată frumoasă. Ea se îndreaptă spre tine și îți spune: hei, am auzit că ești nemaipomenit la pat. Asta se numește recunoașterea mărcii. Mediul de lucru în afaceri. Manager înțelept plus angajat prost egal producție. Manager înțelept plus angajat înțelept egal profit. Manager prost plus angajat prost egal lucru peste program. Manager prost plus angajat inteligent egal promovare. Un om de afaceri a trimis o comandă la distribuitor pentru o mare cantitate de produse, însumând o sumă importantă de bani. Distribuitorul observă că același client a mai făcut o comandă cu ceva timp în urmă, pentru o cantitate mare de produse, pe care însă nu a achitat-o. Distribuitorul a trimis atunci clientului un fax pe care a scris: nu vă putem trimite altă cantitate de bunuri până nu plătiți cealaltă comandă pe care ați făcut-o în urmă cu o lună. A doua zi, distribuitorul primește un fax de la client pe care scria: anulăm comanda, nu putem aștepta atât de mult. Un om de afaceri intră într-o seară într-un bar, merge la barman și comandă o bere. Cât costă? Nimic, domnule, din partea casei. Serios? Da, domnule. Poftim și un sandwich, tot din partea casei. Nu pot să cred așa ceva. Atunci am să cumpăr măcar un pachet de țigări. O, nu, trebuie, domnule. Vă dau eu un cartuș, din partea casei, bineînțeles. Domnule, eu așa ceva nu am văzut de când sunt. Ce mod e ăsta de a face afaceri? Din ce câștigați voi? Unde este șeful tău? Vreau să-l cunosc personal. Momentan este sus, într-o cameră, cu nevastă-mea. Dar ce face cu nevasta dumitale? Păi, cam același lucru ce fac eu acum cu afacerea lui.
Un evreu îi dă sfaturi fiului său. Fiul meu, dacă vrei să fii un om bun de afaceri, trebuie să fii cinstit. Totdeauna trebuie să-ți ții cuvântul dat. Uită-te la mine. Am zis că iau, am luat. Am zis că dau, am zis. Ședință într-o multinațională. La un moment dat, Georgica se ridică, se uită la ceas și spune: e trecut de ora 17, mă scuzați, dar chiar nu mai pot să stau. La revedere! A doua zi, iar ședință. Planuri, bugete. Georgica se ridică, se uită la ceas. E trecut de ora 17, mă scuzați, dar chiar nu mai pot să stau. La revedere! A treia zi, iar ședință. Dezbatere aprinse, bugete. Georgica se ridică, se uită la ceas și spune: e trecut de ora 17, mă scuzați, dar chiar nu mai pot să stau. La revedere! Enervat directorul: dar ce-i cu acest individ, de tot se ridică în toiul discuțiilor și pleacă? Managerul răspunde: este în concediu. Un milionar american își amintește cum a devenit el milionar. Când am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decât 2 cenți. Am cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat și le-am vândut cu 4 cenți fiecare. Apoi am cumpărat tot cu banii aceia 4 mere și le-am vândut cu 8 cenți fiecare. Și ce urma după aceasta? Păi după aceasta a murit mătușa mea și mi-a lăsat o avere de $1,000,000. Doi manageri vorbesc. Unul îl întreabă pe celălalt: auzi, tu îți plătești angajații? Al doilea spune: nu, tu îi plătești? Nu, nici eu. Și vin la muncă și ai tăi, nu? Da, vin și ai mei. Știi ceva? În cazul ăsta ar trebui să le cerem o taxă de intrare în firmă. Afacerist de succes. Am început afacerea fără niciun ban. Și? Și tot cam atât am și astăzi. Directorul unei companii o cheamă pe secretară și îi spune: hai să mergem o săptămână peste hotare pentru a ne odihni un pic. Secretara ajunge acasă și îi spune soțului: dragule, trebuie să plec cu șeful pentru o săptămână în deplasare, așa că va trebui să te descurci singur în timpul acesta. Soțul își sună amanta: iubito, soția mea pleacă în deplasare pentru o săptămână. Hai să profităm din plin de acest lucru. Amanta își sună elevul căreia îi dădea ore suplimentare la matematică: voi fi foarte ocupată săptămâna viitoare, așa că în această perioadă nu vom face lecții. Copilul bucuros își sună bunicul: bunule, săptămâna viitoare nu fac lecții deoarece profesoara e foarte ocupată. Hai să petrecem timpul împreună. Bunicul, care era directorul companiei, o sună pe secretară: săptămâna asta nepotul vrea să o petrec cu el, așa că amânăm călătoria. Secretara sună soțul: nu plec, dragă, nicăieri, se amână deplasarea. Soțul sună amanta: soția stă acasă, petrecem timpul împreună altă dată. Amanta își sună elevul: m-am eliberat, facem lecții în mod normal. Copilul își sună bunicul: bunule, planurile s-au schimbat, nu o să putem să ne vedem săptămâna asta. Bunelul sună amanta: draga mea, am rezolvat problema, plecăm așa cum am hotărât inițial. Bulă și Ștrul decid să se despartă împărțind în mod egal averea familiei. După un an se întâlnesc la marginea orașului, lângă un restaurant de lux. Ștrul, gras, frumos, bine îmbrăcat, iar Bulă zdrențuros și murdar. Păi, cum ai ajuns așa de bine, Ștrul? Din banii de la tata. Am cumpărat o mașină, am făcut taximetrie. Am strâns bani, am luat o mașină și tot așa.
Tu? Eu am băgat banii la un joc piramidal. Am pierdut și beau acum. După încă un an, iar se întâlnesc. Ștrul mai rotofei, iar bulă și mai zdrențuit. Cum ți-a mers, Ștrul? Din banii economisiți am început o afacere cu o benzinărie. Merge foarte bine. Tu? Eu beau de necaz. În al treilea an, Ștrul a ajuns primul la întâlnire, vede multe elicoptere care aterizează în apropierea locului de întâlnire. Din ele coboară o mulțime de tipe mișto și un bărbat. Era Bulă. Păi bine, măi, Bulă, anul trecut abia te țineai pe picioare, n-aveai după ce bea apă și acum... Băi, Ștrul, am băut eu cât am băut, dar și când am început să vând sticlele... Bulă și alți trei indivizi, toți oameni de afaceri, au ajuns în rai. Acolo se întâlnesc cu Sfântul Petru și acesta le zice: Bă, toți sunteți oameni de afaceri și mai meritați o șansă, fiți atenți! Care a avut cea mai mișto moarte, îi dau viața înapoi. Bulă spune: Era noapte, veneam de la serviciu și aveam chef să fac sex cu nevasta, dar când am intrat în casă, proasta era goală în pat. Știam eu că mă înșală. Am căutat peste tot după idiot. Am văzut în sfârșit niște mâini care se țineau de pervaz și atunci am luat frigiderul și l-am aruncat în cap, dar îmi agățasem puloverul și am căzut și eu. Al doilea. Era tot noapte. Lucram pe schele când deodată am alunecat și am căzut. Noroc că m-am apucat de un pervaz. Dar după aceea un idiot mi-a aruncat un frigider în cap. Dracu să-l ia! Al treilea spune: Era seară și eram în pat cu amanta când am auzit că vine handicapatul de soț și m-am ascuns într-un frigider. Pentru a stimula pofta clienților de a face cumpărături, patronul unui supermarket a recurs la o soluție ingenioasă. Când te apropii de sectorul carne, un dispozitiv emană mirosuri de friptură și cârnați prăjiți. În dreptul rafturilor cu ouă și produse de pui, se aude cotcodăcitul găinilor, însoțit de o aromă de ouă cu șuncă sau omletă. La fel și la lactate. Se aude mugetul vacilor și se simte mirosul fânului proaspăt cosit. De atunci, nu mai cumpăr hârtie igienică de la ei. După un an de succes, la o firmă s-a dat o petrecere. Angajații se distrau, beau, mâncau și își făceau de cap. Au început să spună bancuri, cele mai multe cu blonde. Vicepreședinta firmei era blondă. După câteva bancuri extreme, nu a mai rezistat și a plecat. În drum spre casă, vede din mașină o blondă într-o barcă vâslind în lanul de grâu. Aceasta furioasă se dă jos din mașină și începe să strige la cea din lanul de grâu: Nenorocito, numai din cauza ta și a celorlalte se fac bancuri pe seama blondelor. Dacă aș ști să not, aș veni la tine și te-aș bate să chiui. Domnișoară, își întreabă șeful secretara, ce faceți de obicei duminica? Mai nimic, răspunse secretara. Atunci aș vrea să vă amintesc că azi nu este duminică. Domnișoară, își întreabă șeful secretara, ce faceți de obicei duminica? Mai nimic, răspunse secretara. Atunci aș vrea să vă amintesc că azi nu este duminică. În timpul unui banchet organizat de patronul unei firme, soția acestuia îl întreabă pe vecinul de alături: Aveți legături de afaceri cu soțul meu? Nu, doamnă. Atunci luați imediat mâna de pe genunchiul meu.
Patru amici, mari oameni de afaceri, se întâlnesc săptămânal la golf. Trei dintre ei sunt deja pe teren și îl așteaptă pe cel de-al patrulea. Între timp, fiecare își lăuda fiul. A, fiul meu o duce foarte bine. A început-o ca tâmplar și acum e directorul unei firme producătoare de mobilă. Are bani gârlă și chiar luna trecută i-a luat iubitei o casă nouă. Al doilea. Fiul meu și-a început cariera ca vânzător și acum a ajuns patronul unui mare concern. Afacerile îi merg așa de bine, încât în ultimele două luni i-a făcut iubitei cadou un Ferrari. Al treilea. Fiul meu a fost curier și acum e director de bancă. Are o avere imensă. De sărbători i-a făcut cadou iubitei un pachet de acțiuni Rompetrol. Apare în final și al patrulea tip. E obligat să vorbească și el de fiul său. Băi, eu nu sunt foarte mulțumit de el. De ani de zile lucrează la un coafor și nu de mult am aflat că e homosexual. Dar trebuie să recunosc, se descurcă destul de bine. De la ultimii trei iubiți a primit o casă nouă, un Ferrari și un pachet de acțiuni Rompetrol. La ziua de naștere a șefului, doi colegi discutau. Ce cadou ai cumpărat, mă, pentru șeful? Ce să cumpăr? O cravată. Pe bine, mă, nu-i un cadou prea ieftin? Ba da, dar îi lipesc pe spate prețul de la un laptop. Știind că mă țin toată ziua de bancuri, șeful meu mi-a trimis un SMS. Trimite-mi o glumă bună. Acum lucrez, șeful. O să-ți trimit mai târziu, i-am scris. Ha-ha, fantastic! Mai trimite-mi una, mi-a răspuns. Stăteam aseară la bar și minecam amarul, când vine un tip lângă mine și mă întreabă. Ce faci, amice? De ce ești așa de trist? Ei, astăzi am vrut să mă angajez la o fabrică de prezervative, dar patronul m-a respins din cauza numelui meu, i-am răspuns. Cum așa? Dar cum te cheamă? Barză geamănu. Secretara unei firme purta fustițe foarte scurte prin care își arăta formele apetisante. Într-o zi este chemată în biroul patronului. Acesta arată cu degetul către fundul ei și întreabă. Este de vânzare? Uripilată, secretara răspunde. Vai, cum puteți să spuneți așa ceva? Bineînțeles că nu. Bine, domnișoară, atunci vă sfătuiesc să nu-i mai faceți reclamă. Un mare om de afaceri își trimite subalternul în delegație în Brazilia. Ce? Brazilia? Păi acolo șeful nu găsește altceva decât fotbal și curve. Ce zici? Dar nevastă mea e din Brazilia, răspunde afaceristul. Da? Și la care echipă a jucat? Ițic și Ștrul se întâlnesc întâmplător pe stradă. Ițic supărat foc, iar Ștrul vesel nevoie mare. Ștrul, frate, am scăpat de toate problemele. Ițic, dar cum ai făcut, mă? Păi, mi-am luat un elefant, frate. Hai, bă, lasă vrăjala, că nu-mi arde mie de poante. Nu e, mă, nicio vrăjală. Am scăpat de toate problemele. Știi parcul meu de mașini? Păi vine elefantul în fiecare zi, le spală cu trompa, dă cu coada și le lustruiește. Nevastă mea știi că e obsedată cu grădina de flori. N-am treabă. Le stropește ăsta de 5 ori pe zi. Jet mic, jet mare. Copiii, știi ce disperat eram cu ei? Acum am și uitat că i-am. Îi ia elefantul cu trompa, îi pune în spate, îi plimbă prin cartier, joacă fotbal cu ei. Ce să mai, nu mai am niciun stres. Ițic. Dar cât ai dat, mă, pe el? 100.000 de euro. Dar face toți banii, să știi. Auzi, mă,
Nu mi-l vinzi mie? Ce? Tu crezi că-s nebun? Bă, nene, ăsta e acum parte din familie, nu e de vânzare. Hai mă că-ți dau 150.000. Dă-mi-l mie, doar știi ce probleme am acasă. Nu se poate, măie, sufletul nostru, cum să ne despărțim de el? Hai bă că-ți dau 200.000. Dă-mi-l să scap și eu de belele. Nu se poate, băițic, tu nu înțelegi? Îți comand și ție unul dacă vrei, dar ai de așteptat un an. Bă, ștrul, îți dau 300.000. Ajută-mă și pe mine să-mi rezolv problemele, ce dracu. Suntem ca frații. Am început împreună să facem afaceri. Bine, mă, hai, da să știi că ți l-am dat de la inimă. Era ca și copilul nostru. După 6 luni, cei doi se întâlnesc iar. Ștrul vesel, Ițic terminat cu părul alb și cearcăne mari. Bă, ștrul, ce mi-ai făcut, bă? M-ai nenorocit cu elefantul ăla. De ce, mă? Păi nu face nimic, mă, frate. Tu știi parcul meu de mașini? S-a suit cu curul pe mașini, mi le-a înduit complet pe toate. Nevastă mea știi, obsedată și ea cu florile. S-a ușurat pe ele de nu se mai vede o petală sub dita mai balega. Copiii nu-i halește, dar îi bate cu trompa și îi aleargă peste tot. Sunt terminat. Bă, Ițic, tu ai o problemă. Da, mă, știu, cu elefantul de la tine. Nu, bă, tu cu atitudinea asta n-o să vinzi niciodată elefantul ăla. Domnule ministru, am la firmă un Mercedes nou de care nimeni nu se folosește. Mă gândeam și eu să vi-l fac cadou. Nu, în nici într-un caz. Eu nu pot primi așa cadouri scumpe. Păi în cazul acesta aș putea să vi-l vând cu 100 de euro. E, atunci aș vrea să cumpăr 2. Ierarhia unei firme. Bosul. Director general. Bosul umflata. Secretara. Limbosul. Purtătorul de cuvânt. Scârbosul. Contabilul șef. Ghebosul. Muncitorul. Președintele unei mari firme a decedat. Adjunctul său se prezintă la patron și îl întreabă: îi pot lua eu locul? La care patronul îi răspunde: personal n-am nimic împotrivă, dar trebuie să vă puneți de acord cu cei de la pompe funebre. Pe un șantier în România. Șefu, mi s-a rupt lopata, ce să fac? Sprijină-te, mă, și tu pe betonieră, că nu mai avem lopeți. Un șeic, posesor de terenuri petroliere, își căuta norocul printr-o firmă de matrimoniale. Angajatul îi oferă smerit catalogul. El îl răsfoiește la nesfârșit și la un moment dat plictisit zice: ce toată zgârcenia asta, le iau pe toate. Amico, copii fac copii? Vai, Gigel, cât poți să fii de nerușinat, mai du-te și bâlbâl și pe tactu. Vine taxul. Ce-ai, mă, de buzi? Uite, mă, nu îmi spune dacă fac copii. Nu fac. Mărioară! Mărioară! A zis că nu faci. Gigel povestește unui prieten: am dus-o pe mărioara la mine în casă. Am dus-o la mine în casă și
Am acedat acolo, uitea, cu lumânări, cu... Dimă, și altceva ai făcut, altceva? Păi, dai, mă, că te spun că a vrut să fie romantică, tati. Am put lumânări pe mata, am aprins, am put mudică. Dimă, mai făcut altceva, ai făcut altceva? Dai, mă, că te spun că a vrut să fie atât deotebită, ta, a vrut să fie cu fulgere, cu tunete, deschide lumina, tinde lumina, închide dulapul, aprinde lumina, tinde lumina, deschide dulapul, închide dulapul. Zi-mă, ai făcut ceva, altceva ai făcut? Da, mă, te-ai povestit că după aia a vrut să fie cu vigilia ta, cu vigilie tău, știi? Deschide ușa, deschide fereatra, închide dulapul, deschide dulapul, aprinde lumina, tinde lumina, că fulgere, tunete, videlie, Zi-mă, dacă ai altceva ai făcut, păi, dar mă, te-ai povestit că a vrut să fie atat cu apă, cu multă apă, titi, deschide ghiuveta, deschide dușul, de drumul la cadătii, închide dulapul, deschide dulapul, închide dulapul, aprinde lumina, tinde lumina, deschide ușa, deschide fereatra, închide ușa, zi-mă, ai făcut altceva, ai făcut, bă, ești prost, mă, păi asta mai era vreme de făcut altceva. Gigel, ghid turistic. Întreabă turiștii. Fiți amabil, către cabana Padina, pe unde... Vă duceți înapoi, ata, vă duceți înapoi, nu cu spatele ei, nu cu spatele, vă duceți înapoi pe trateu, nu cu papa acolo, că eu opră, au! La pâine. Vă rog, mi-mi dați mie o pâine. Care să fie albă sau neagră? O pâine neagră. Intră alt client. Fiți amabil, dați-mi și mie o pâine. De care doriți, albă sau neagră? Albă. Bă, ce faci, mă, tu te bate joc de mine? A, nu, că de la mi-am bătut joc. Vă rog frumos, am nevoie de o toaletă. E o toaletă pe aici? A, e da. Vă duceți în o luate asta pe strada asta, la tânga pe aici, da? Și când vă duceți până în interdetecție, și când ajungeți în interdetecție, vedeți că te face un gang, asta, te duce un gang printre blocuri, și când... Lăsați că nu mai e nevoie. Gigel spune o poveste. Noaptea ta, mister, ci hoci, câte unul ci în fața lor a ta, Dudu. Și hoci, câte unul și te urcă, când a urcat ultimul hoț, te-a rupt craca. Și hoci, bum, câte unul și a ieșit tăpânul cu oata, ci poc, și hoci, câte unul. Și tăpânul t-a făcut a ta un pachet de nervi. Și ultimul hoț t-a întors, a luat pachetul și a plecat. Ieri am întârziat la servici. Am ajuns în același timp cu Gigel, cu o jumătate de oră mai târziu. Ne-a văzut directorul pe fereastră și ne-a chemat la el. Cu tine ce e, mă, așa târziu? Păi am pierdut autobuzul. Ieși afară. Luna asta ți iau 10% din leafă. Ies afară. Intră Gigel. Cu tine ce e, mă? Păi du directul, eu am fost, mă, eu m-am dus, că am fost, mă duc acolo, da, dacă că n-a venit, că n-am putut, că dacă poteam, că te mă... Ieși, dracu, afară de aici, mă. Pe culoare îl întrebă Gigel. E ce ți-a făcut? Păi, tite, că nu mi-a făcut nimica.
Păi cum, că mie mi-a luat 10% din leafă. Vezi, mă, dacă nu știi, te vorbești frumos. Fiți, vă rog, amabil, spuneți-mi mie cum să fac eu să ajung la... Să ajung la școala asta de bâlbâiți. Stai, mă, Neică, liniștit, că n-ai nevoie de nicio școală, nu vezi ce bine te bâlbâi. Gigel, capitan de corabie, strigă de pe punte. Săriți repede-i, om la apă! Și marinarii sar în apă. A doua zi. Săriți repede-i! Și marinarii sar în apă. A treia zi. Săriți re! Și marinarii sar în apă. Rechini, bă! În cartier locuiesc două bătrâne bogate. Vecinul lui Gigel pune la cale o stratagemă împreună cu soția lui. Femeia se urcă pe bloc cu un bolovan greu în brațe și când trece una dintre bătrâne, îl aruncă. Iar bărbatul strigă tare: feriți bolovanul! O ia în brațe pe bătrână, o trântește pe trotuar și o salvează. Bătrâna îl face moștenitor, devin bogați. Gigel vorbește cu prietena lui Mărioara, Mărioara se urcă pe bloc cu un bolovan greu în brațe, când trece cea de-a doua bătrână, aruncă bolovanul, iar Gigel strigă: ferit că vine Bine, iartă nouă păcatele noastre, precum ti noi iertăm păcatele. Cum te numești? Popa mama Marin. Ești bâlbâit? Nu sunt bâlbâit, tata era bâlbâit și a dat peste un tâmpit la primărie. Gigel, îngrijitor la ferma de pui, se duce la șeful de fermă și îi spune: Domnul, ce fiu eu, nu mai uit întobotit, nu mai pot lucre la pui. Hai mă, că nu e chiar așa de greu, Gigele, că le dai de mâncare dimineața și la prânz și seara îi bagi înăuntru. Păi, da, tau toată noaptea, că dimineața când mă duc de pi, iet 2000 de pui afară, ti mănâncă, ti la prânz, dic pi, ti iet 2000 de pui afară, ti mănâncă, ti teara când zic uși ca tăi bag înăuntru, intră numai 1992. Unul nu intră, ci când zic uși el nu intră, ci când mă nervezi, zic du-te bă, pi, iet 2000 de pui afară, ti de-aia. Gigel la fotograf să-și facă poze pentru buletin. Fotograful: domnule, de o jumătate de oră vă tot bâlbâiți să-mi explicați ce vreți de la mine și n-am înțeles nimic și acum vă apucă și râsul. Cunte, nu mă pute mă râtul tău, nu vid că e ăla cocoșat afară, e cocoșat, păi ăla, cum faci ăla, te închidă buletinul. Gigel, alpinist, pe un perete de stâncă, neasigurat, abia se mai ține cu o mână deasupra hăului. Se uită disperat către cer și strigă: Doamne, mai e cineva acolo? Te aude o voce: da, fiule. Ce te fac, tă, nu mă drobesc de pământ? Roagă-te să-ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stâncă fără teamă. Gigel se gândește puțin, apoi strigă iar: Da, altcineva mai e acolo? În cabinet intră o tânără drăguță și timidă. Știți, eu aș vrea să... Bine, lăsați vorba și dezbrăcați-vă, spune medicul. Stați, domnul doctor, că eu aș vrea să... Fără jenă, dezbrăcați-vă imediat! Tânăra se dezbracă, își pune îmbrăcămintea pe paravan. Așa, zice medicul mulțumit. Pune-mi acum unde te doare.
Nu mă doare nimic, eu doar am adus o scrisoare. Bă, știi că eu nu puteam să dorm noaptea, că de câte ori mă băgam în pat, mi se părea că e cineva tu pat, știi, că mă uitam tu pat, mi se părea că e cineva pe pat, tăteam când tu pat, când pe pat, când pe pat, când tu pat, nu puteam să dorm noaptea, știi? Și m-am dus la doctor și a zis doctorul că te rezolvă, că te mă duc de 3 ori pe săptămână la el, că la el nu costă ședința decât de 300 de lei, știi? Te mă duc de 3 ori pe săptămână, 300 de lei ședința și... Dar am rezolvat-o, mă, că am rezolvat-o cu 10 lei. Că m-am dus la tâmplar și am tăiat picioarele patului. Domn doctor, vă rog să mă ajutați în legătură cu soțul meu. Dar ce anume îl supără? Păi el nu îl supără nimic, pe mine mă supără că lui îi plac ciorapii de damă. Bine, doamnă, dar asta nu e ceva deosebit, sunt mulți cărora le plac ciorapii de damă. Da, lui îi plac ciorapii de damă, că... V-am mai spus, doamnă, că nu e nimic și mie îmi plac. Și dumneavoastră, simpli sau cu muștar? Gigel la medic. Doctor, eu am venit la dumneavoastră pentru o castrare. Sunteți sigur? Văd că sunteți tânăr, puternic. Foarte sigur, doctor, eu sunt bălbăit, nu tâmpit. Bun, hotărârea dumneavoastră, ce să zic, semnați aici. După operație, doctorul vine la Gigel și îl întreabă. Spuneți-mi, vă rog, de ce ați făcut totuși operația asta? Păi, domn doctor, eu m-am împrietenit cu o fată evreică și știți că ei, la ei e un obicei așa mai ciudat, așa. Da, domnule, dar asta se numește circumcizie. A, da? Și cum am zis? Doctor, n-am putut dormi, te dorm toată noaptea, n-am putut dormi, că am avut așa un vis, se făcea că trăgeam de o ușă pe care scria ceva. Și eu trăgeam și ușa nu se deschidea și m-am trezit mort de oboseală. Da? Și ce scria pe ușă? Păi scria împinge. Gigel, medic chirurg. În sala de operație, pacientul pe care se pregătea să-l opereze îl întreabă cât mai are de trăit. Gigel răspunde: 10? 10 ce, domn doctor? 10 ani, 10 luni, 10 zile? 10, 9? 8, 7, 6. Doctor, eu nu mai tu pot că cu bălbăitul ăsta, nu mai tu pot, domne. Eu deprimat ăsta, nu mai am poftă de viață. Eu mă tinucid, adică ori mă tinucid, ori îmi înnecă disperarea în băutură. Acum, dumneavoastră, cum ziceți că e mai bine? Depinde. Cum stați cu ficatul? V-am prescris un medicament împotriva bâlbâitului. Spuneți-mi, vă rog, v-a ajutat?
Doctor, m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat că eu m-am vindecat de reumatism. Băiatul nu mai tușește și cu ce-a mai rămas a curățat nevastă mea argintăria. Domn doctor, sunt foarte supărată că am niște dureri neașteptate, că de câte ori îmi beau cafeaua, începe să mă doară foarte tare ochiul de drept. Nu e nimic grav, doamnă. Scoateți lingurița din ceașcă. Dumneavoastră ați spus că principalul vinovat pentru boala mea ar fi alcoolul. Așa că vă rog frumos să veniți până la mine acasă ca să-i spuneți lui nevastă mea că asta zice că divorțează, că eu sunt de vină. Alo, poliția? Da, domnule, ce s-a întâmplat? Am un cadavru, lângă mine, un cadavru. Vă rog să-mi spuneți adresa unde vă aflați. Sunt pe strada, sunt pe strada cu... Pe Cogălnicianu? A, nu, pe strada cu... Domnule, când știi să-mi spui adresa pe care ești, atunci să mă suni. După 3 minute. Alo, poliția? Da, domnule, ce s-a întâmplat? Doamne, am un cadavru lângă mine, ce am... Te-ai aflat pe ce stradă te afli? Păi sunt pe strada cu... Pe Cogălnicianu? A, nu... Domnule, ți-am mai spus, când afli pe ce stradă ești, atunci mă suni. Peste 5 minute. Alo, poliția? Tot dumneavoastră sunteți? Da, v-am mai spus că am un cadavru lângă mine. Am înțeles, dar tot nu mi-a spus dacă sunteți pe Cogălnicianu sau nu. Păi da, că l-am adus acelea. Stimată doamnă, poziția în care v-ați așezat pe scaunul acela este complet nepotrivită. Aici vă aflați la dentist, nu la ginecolog. A, da, nu sunteți dumneavoastră dentistul Popescu? A, da, doamnă. Tocmai asta vă spuneam, pe scaunul meu nu se stă ca la ginecolog. Da, păi nu i-ați spus dumneavoastră proteza soțului meu? Ba da, doamnă, de aceea vă spun că pe scaunul dentistului nu se stă ca la ginecolog. Lăsați, doctor, că dumneavoastră i-ați pus proteza, dumneavoastră să-i o scoateți. Ia uite, bă, Gigele, ce întreabă ăștia în ziar. Auzi, cum așezi patru blonde pe un taburet? Ce, bă, ești prost așa? Bă, e simplu, întorci taburetul cu craci în sus. Gigele, dar de ce nu mănâncă, mă, blondele banane? Păi nu, că nu le găsesc în fermoarul, bă. Gigele, care e diferența dintre o blondă și o oglindă? E ușoară rău asta, că o blondă se aburește mai repede, mă. Ce vezi când te uiți în ochii unei blonde? Ce te vezi? Ceafa! Ce se întâmplă cu un neuron în capul unei blonde? Dracu, bă, băiete! Moare de tingurătate. Cum faci ochii unei blonde să lucească?
Păi e ușor, bă. Îi pui lanterna aprinsă în ureche. Care e diferența dintre o blondă și un bec? Păi, becul ți arde o singură dată. Da, blonda. De ce a inventat Dumnezeu blonda? Păi, în urmă că pentru că maimuța nu putea să aducă berea din frigider. Și atunci de ce a mai inventat Dumnezeu bruneta? Păi e normal pentru că nici blonda nu putea să aducă berea din frigider. Ia zi-mă, Gigele, când se bâlbâie un surdomut? Păi cică, când te îmbolnăvește de Parkinson, na. Ai putea să-mi spui cum se bâlbâie un mut? Păi aș putea, dar nu e ăsta, nu e de spus, e de văzut că un mut se bâlbâie când îi tremură mâna. Ființele umane sunt singurele animale care se bâlbâie, le spune învățătoarea copiilor. Gigelo contrazice. Păi nu e adevărat, doamnă, că eu am o piticută care te bâlbâie, că eram cu ea în curtea din spate și rottweilerul vecinului a venit grămadă peste pitică și pitica ta bâlbâit că i-a zis ff, dar până te spună fac rottweilerul am mâncat. În timpul examenului, studentul bâlbâie ce-și mai amintește el din notițele de curs. După ce termină, profesorul se uită foarte serios la el și îi spune: domnule, pentru răspunsul dumitale de astăzi nu pot să-ți dau decât o singură notă, care începe cu litera P. Știi care este această notă? Pinci, domn profesor, pinci. Vecinul lui Gigel se întoarce într-o zi mult prea devreme de la serviciu și își găsește nevasta goală în pat, în timp ce alături pe un scaun ardea în scrumieră un trabuc. Ce e cu asta, nenorocito? Nu știu, dragă. Dacă nu-mi explici imediat ce e cu asta, te omor. Spune-mi de unde e trabucul acesta. Atunci se aude din dulap o voce înfundată. E din Havana, domnule. Doctor, eu am venit, vă rog frumos, să-mi dați un tratament împotriva bâlbâitului, că eu mă bâlbâie, dar nu mai tu pot cum te bâlbâie nevată mea, te bâlbâie nevată mea, nebunește-te mai. Întotdeauna se bâlbâie? A, nu, domn doctor, numai când vorbește. Gigel, angajat al căilor ferate, vorbește la microfonul gării de nord. Trenul personal în direcția Titu Pitești, Piatra Oltrâmnicu, Lcea și Sibiu pleacă de la peronul 2 fugi! Avionul Moscova-Vladivostok. În avion se aude o voce seacă, metalică. Se mască lători pentru prima dată în istoria aviației, avionul nu mai este pilotat de un om, el este pilotat de un creier electronic. Această instalație nu se defectează niciodată. Oh,
Mayday, Mayday, alu, bă, uite, acum dând turnul de control. Turnul de control din Vladivostok, răspunde-mă, n-aud. Na. Identificați-vă, vă rog. Cite, mă sunt de Boru Motkova, în Vladivostok, numărul 402. Vreau să-mi dați-mi o pistă de aterizare, na, liberă. Sunteți pilotul? Cite, pilot, bă, cum te fiu eu, pilotul e cu stewardetele, îi trage la mătea-ți, ocupă de leagă, da. Sunteți copilotul atunci? Ce copilot, bă? Copilotul trage la măteate, e cu stewardetele, au ce o treabă, că de-aia, adică. Dați-mi timp eu o de aterizare. Cine sunteți dumneavoastră? Păi cine te fiu eu? Bineînțeles că sunt pilotul automat. În avion se aude vocea calmă a șefului de echipaj care spune: stimați călători, avionul se află la o altitudine de 10.000 de metri. Dacă veți privi pe iublăule din tânga, veți vedea panorama superbă a munților Urali. Dacă veți privi pe iublăule din dreapta, veți vedea cele două motoare ale avionului care au luat foc. Dacă veți privi în jos, veți vedea patru puncte albe. Suntem noi piloti care vă urăm călătorie plăcută.